Băi, cum o fi astăzi că Angela are puterea? Clar. Astăzi cred că o să se facă jocul Angelei. Mi se pare imprevizibilă doamna Angela. Ei, cloșca, curajna, piu, veniți aici la mamă. Noi ne simțim vizate, da, oricum. Sunt câteva persoane care destabilizează grupul nostru. Da. Pentru că mereu stau în spate, mereu nu zic nimic, mereu se ascund după oameni ca să nu iasă să le vadă cineva la vot. Jaguarul încearcă să influențeze. Opinia ta este că ar trebui să iasă din joc. Nu mai aduc discuții, da, în campuri. Dar te-ai liniștit, tu ar fi ceva. Ce-i provoacă? Nu, el n-a venit la noi în tabără și nici să nu-l prind pe acolo. Păi și tu ce-ai căutat ieri la noi în tabără, neinvitată? Ai continuat de 3 ore încercat să mă provoci. Și dacă nu vreau să plec, ce o să-mi faci? Tu nu faci parte din acest grup. Am făcut parte. Și că nu suntem toți nebuni și tu singura sănătoasă. Dar e alegerea ta. Adina, te rog, când faci astfel de afirmații, consultă-te și cu noi. Păi dar cum pot să reacționez că știu că minți? Pe locuri, fiți gata, start! Am dormit puțin, dar bine. O saltea superbă, o pernă. Mi-am adus aminte de patul meu de acasă. Gândit la fiecare de acasă, mi-am spus rugăciunea pentru fiecare. Este o putere foarte mare, dar este o responsabilitate și mai mare. De a nominaliza pe cineva, mai ales acum că a trecut atâta timp, am început să ne împrietenim, să fim dragi unul cu celălalt și este o responsabilitate enormă. Voi merge prin campuri la fiecare ca să-i întreb și m-aș bucura să se autopropună ei. Să nu credeți că este ușor. Este o responsabilitate extraordinar de mare și o greutate pe tine însăși este foarte mare. Nu se lipsește asta mare, mă. Ce? Nu se lipsește ăsta mare. Mare, dar mic. Bă, aștept să mă duc acasă să bag niște vită cu el. Noi o... O vită. O vită întreagă. Suntem amândoi mari. O vită. O vită întreagă. Păcat că s-a îmbolnăvit. Dacă mai nu avea problema asta... Nu, ideea era... Măcar să participe la o probă, să vadă și el cum e. Păcat că nu ne-au ascultat aia și n-au făcut formula pe care am propus-o noi atunci, aia cu ținutul greutăților, cu forța, era perfectă. Da. Indiferent de ce se întâmpla după aia, el era mulțumit și a făcut treaba. Corect. Da. N-au chiar respectat ce... Dacă rămânea 40 de acolo n-a respectat puțin, că acolo de fapt n-a respectat, n-a fost de acord... Silar. Da, știu. A zis nu, hai să punem 4 de la ei. Poftim, am îndreptat sau... Mântuitorul taberei, da, știu, asta e. Da. Bravo, bun asta, mântuitorul taberei, au ce să zic. Ce se face? Corect. Oricum, dacă pica micuț acolo, se punea băiatul nostru în c***, așa îl ținea că mână. Dacă punea pe toți 4. Dacă erau 40 de chile, ce ai că-ți dormea acolo ca Snorlax, nu așa. Da, dar chiar dacă n-a jucat după cum și-a dorit el, te-a salvat pe tine. Bă, a fost un gest nobil. Există cineva care vrea să îl salveze pe Filip? Să ridice mâna. Micuțu. Sunt
suntem triști, așa că un tot unitar pentru faptul că a plecat micuțul, el fiind un stâlp de amuzament pentru noi și un om cu un simț al umorului foarte dezvoltat. Sunt convinsă că ar fi fost și un participant puternic la jocuri, dar a creat o stare de tristețe și cred că începem din ce în ce să realizăm pe zi ce trece că ușor, ușor părăsim din competiție și rămâne din ce în ce mai puțin și ne atașăm unii de alții și devine din ce în ce mai greu. Vorba unui clasic în viață, avem un mântuitor exact. În această echipă, avem și o mântuitoare. Exact. Acum să vedem dacă o să fie o vendetă personală sau o să țină cont de propunerile noastre. Avem deja o formulă în cap. Să sperăm că avem deja o formulă frumoasă, o formulă bună, competitivă, să vedem dacă o să fie de acord. Dacă o să fim așa cum suntem acum, o să fie de acord, dacă o să fim doar noi. Păi nu, acum suntem aia care trebuie, dar în păi jumătate de oră mai vine și... Vine și mântuit. Familia aia la altă. Hai să vedem. Eu să-i propun și pe a mea, dacă vrea, să mă bage pe mine cu actorul, cu așa, Tudor, cu Iulian și cu Mihai. Mă consider un câștigător și merg pe în principiu să trăiesc puțin, dar vulturi decât mult sau cioară. Sau Alina, Elena, Isabela. Da. Deci ești negativ. Noi o să zicem ceva, tu o să zici ceva și o să vină și o să zic că zici. Am eu deja. Ceea ce spun e a mea personală, nu e a grupului. Vrea, indiferent ce va alege, îi zic că asta mi-aș dori eu. Dacă nu o să-mi aștept 31 să cadă și eu așa voi juca. Băi, cum o fi astăzi că Angela are puterea? Pe cine credeți că o să aleagă? Din campul lor, de la noi, de la nordici? Nu știu, e greu de citit. Doamna Angela este... E greu de citit, chiar nu poți să văd un scenariu clar. Astăzi cred că o să se facă jocul Angelei. Imprevizibil și mortal. Plus că ea a spus că este deschisă la păreri și vrea să dea o șansă tuturor și de asta va merge prin campuri să întrebe pe fiecare care cum vrea să joace. Să văd ce alte trei persoane are în minte și dacă ar fi loc și pentru mine să mă propună la joc. Pentru că îmi doresc super mult să joc și eu. Mi se pare imprevizibil doamna Angela, dar poate știți, poate nu știți, eu am avut niște discuții pe plajă cu doamna Angela și o să încerc să... Pentru că ăsta este și un joc social, nu până la urmă, adică te folosești de instrumentul ăsta și... Aș putea să am o discuție cu doamna Angela, să vedem dacă ar vrea să o propună pe Iza. Ce părere aveți? Că Iza chiar n-a jucat niciodată și cred că este timpul să joace toți care n-au jucat nici măcar un joc. Este nu? Și apropiat de Jaguarul, strategic este și... Să facă și ceva nou, nu? Să nu-i propun direct numele, să o ghidez către Iza, nu? Am considerat că Iza ar fi un... concurent bun de nominalizat, având în vedere că a fost și un conflict între ele și mie nu mi s-a părut normal cum a reacționat Iza cu doamna Angela și cred că ar fi un moment bun să se folosească de puterea ei și să o nominalizeze pe Iza. Eu nu am jucat, dar chiar nu fac nicio grijă. Sincer să fiu, dacă îi să fiu ales, mă doare undeva, chiar o să joc. Ieri dimineață am avut o senzație super faină, pentru că m-am dus acolo să văd cine va fi ales, neștiind dacă voi fi eu sau nu, dar ceea ce... Încerc să zic că senzația mea era aceea ca și cum aș fi mâncat 5 pizza mele, adică eram super, super încărcat. Astea nu o să vină la mine singuri, ca să vină cât mai mult e voie ca să joc. Cum credeți că a picat pentru sudici să pice Angela la ruleta? Doamna Angela este la fel de imprevizibilă ca pentru noi toți. I-am auzit aseară printre vocile lor, acolo pe partea lor de arenă.
Și că stați liniștiți fără griji, nu e nicio problemă, dormiți liniștiți. Noi avem toată încrederea că Angela o să țină cont de o alegere din tabără. Probabil la ei, dar e o alegere și aia din tabără. Da, eu cred că să aleagă și fete, că ar fi și cazul. Da, și ne, eu zic că ne simțim vizate. Noi ne simțim vizate oricum. Ar fi bine. Ei, nu, eu aș vrea. Păi și eu vreau. Vreau să fiu vizată. Vreau să Fimi are o vorbă. Sper să ne bage și pe noi. Vorba lui Fimi. Cred că nu știu. Eu, părerea mea asta e despre doamna Angela, ce o să aleagă, cu cred că nu știu. Cu siguranță va face și după cum spunem noi, să oferim variante. Va face și după cum spunem noi, să ia în considerare alegerea noastră și jumatea ei. Eu propun în felul următor. Zorin, tu să explici strategia noastră. Ne va lua ceva, o oră jumătate, să-ți expui punctul de vedere, dar măcar să obosești psihic, ca să-i amesteci gândurile, să nu mai... O luăm prin învăluire. Asta e strategia noastră, obosim psihic, înțelegi? După aia o forțăm, când ajunge acolo nu mai ține minte nici ce s-a gândit toată noaptea. Când începe ea nu mai pot să te duc, așa că... Păi na... E peste. Da, peste. Bună dimineața! Cum ați dormit? Foarte bine! Așa cum știți, eu trebuie să nominalizez pe cineva. Eu sunt foarte deschisă. O să vă întreb pe fiecare dacă doriți voi să intrați la joc. Noi nu zicem nici da, nici nu. Mergem pe mâna dumneavoastră. Decideți. Cine merită să joace, cine trebuie să stea, cu siguranță și tabăra dumneavoastră are o strategie, cu siguranță să vă consultați și cu ei. Noi, vă spunem sincer, nu ne supărăm dacă intrăm la joc, chiar nu se supără nimeni. 3 din 5 deja am jucat, adică din tabăra noastră suntem care am jucat, dar am mai spus-o la panou și o spun mereu, ar fi frumos ca fiecare să aibă șansa să joace odată. Mergem pe mâna dumneavoastră. Mulțumesc. E o decizie ușoară să aveți. Eu zic că a venit să-mi privi așa că face toată lumea, dar decizia nu stă în lumea. Decizia stă la restul. Da, clar, că nu o să-i convine să-și nu pună tatăl. Nu stă la restul, că doamna Angela, după cum ai văzut, nu e cu cineva anume în echipă sau așa. Ai văzut că și pe noi ne-a ajutat de multe ori. Eu consider că o să fie o decizie mai mult de partea ei decât a taberei. Părerea mea. Nu fie așa cum nu știu, dar eu nu. Nu. Nu e influențată de grup. Bună dimineața! Să rămână! Bună, poftă mare sau... Doamna Angela, aici la umbră, stați! Ziua de azi va fi foarte interesantă, având în vedere că Angela este cea care va nominaliza la panou. Nu știm la ce să ne așteptăm, absolut deloc. Ceea ce am eu, responsabilitatea mea, este foarte mare. Și de asta eu am venit la voi cu mare drag să vă întreb, eu sunt foarte deschisă. Știți, eu nu umblu pe la spate. Dacă vreți careva să jucați, că poate vreți să jucați, să ieșiți, vă voi ține cont de deciziile voastre. Eu vreau să fac pauză azi, că am fost ieri, mă doare un pic spatele de la țepii ăia și azi vreau să fac pauză, de mâine încolo, poate. Ok. Altcineva, dacă credeți că vreți să intrați, să mă ajutați în această decizie. Ar mai fi... S-a mai propus cineva? Încă nimeni a zis că rămâne pe decizia mea. Mă gândesc că între doamna Angela și Sudici o să fie o reglare de conturi. Chiar există posibilitatea asta să se vadă fiecare parte de conflict cu care dânsa îl are acolo cu persoanele respective din tabără. Eu personal nu știu cum așa, dar eu mie mi se pare că asta e părerea mea mai de mult un pic. Mi se pare că Iza influențează destul de mult jocurile pe acolo. Înțeleg. Sunt mai multe persoane, dar nu pot să nominalizez doar din campul meu.
Angela, ca să fie iubită de campul ei, sigur o să bage celelalte campuri, adică pe noi vestici sau pe nordici. Și așa o să fie și ea iubită și îndrăgită și o să vină Jaguar și să spună: ești ca mama mea, a, vine să spun mânuța, nu asta își dorește. O să fie niște alegeri foarte interesante și de-abia așteptăm să ajungem la panou, să vedem și noi cine este nominalizat. Doamne ajută, poftă mare la toată lumea. La revedere. Bună dimineața! Mi-a fost dor de voi, pe bune, singura acolo, cu gândurile mele, cu valurile mele, dar mi-ați lipsit toți, pe bune. Mulțumim! Am fost și în celelalte campuri, am discutat cu fiecare în parte, i-am rugat pe fiecare dacă vor careva să se autopropună singuri, ca să nu fie decizia mea să fiu eu cea care iau decizia. Chiar aveam nevoie și noi să mai cadă și pe partea noastră binecuvântarea, să zic așa, că ne-am săturat de vestici, să-i vedem cum sărbătoresc în continuu și cum ne nominalizează pe capete pe toți la joc. Toți au zis că ar fi bine să joace cei care n-au mai jucat, pentru că ar fi bine să intre toți în joc, nu să se rodeze toți cei care au jucat, care au jucat. Noi avem o propunere. Avem mai multe opțiuni, că sunt mai mulți. Dumneavoastră acum sunteți cea mai în măsură. Prima propunere ar fi... Unde ești, Maria? Alexandra. Maria cu Alexandra și Vlădaia cu Bianca. Cu Bianca. Patru fete personală. Da, da. Așa. Și a doua opțiune? Eu, cu Lemnaru, cu Tudor și cu Mihai. Eu vreau să joc Olin. Dar e să plec acasă, plec. Dacă e să câștig, nu te-ai gândit cu altcineva care n-a mai jucat? Și eu am o propunere, Angela. Eu vreau Iulian. Eu îmi doresc cu ăștia care au două brățări. Am venit aici ori să le iau, ori să plec acasă. N-am nicio problemă. Acum e a mea personală. Tu fă ce vrei, nu mă supăr, nu mă deranjează. Eu cred că toate fetele de aici și băieții Angela inclusiv care n-au jucat sunt fată de aici de la noi care avea să joace cu mine, una de acolo Nicoleta și faceți... una de din Coci, nu sigur da, care. Dacă ar fi, dacă tot faceți două de la noi. Da. Care s-o ok? Da. Spor, așa, cu una două de acolo. Adică să nu puneți patru. Da, adică, nu, una și una, adică una de acolo, una de acolo, dar două de la noi. Adică să nu pierneți patru de la noi sau patru de acolo. Doamna Angela e un om important, e un om cu capul pe umeri, din punctul meu de vedere, și ia niște decizii corecte. O să mă duc la panou și pe urmă o să ne mai întâlnim. Da. Vă pupă și mă bucur că s-a făcut o alegere pe ceea ce ați vrut voi de aici. Da, sunt persoane în grupul nostru, în timpul nostru, care destabilizează echipa. Sunt certuri în grupul nostru. Da. Din punctul meu de vedere, eu am văzut. Sunt certuri care sunt persoane care influențează chestia asta. Da. Și apar discuții și destramă echipa, din punctul meu de vedere. Sunt, eu vă zic așa cine, Madalina cu Cindy. Am zis eu așa, mereu de fiecare dată la arenă ies discuții. Din cauza lui Madalina, lui Cindy. Da. Lua Dina, ați observat că mereu certurile. Dar eu am văzut de data asta să fie tot cei care nu mai jucat. Păi cine a jucat? Mădălina nu a jucat niciodată. Mereu să se dă deoparte. Cu Mădălina este Vlădaia, care n-a jucat. Care și fata aia, tot așa, a avut influență în arenă mereu și certuri și scandalul tot timpul cauza ei. Că dacă nu erau persoane respective, nu căutat scandal. Nu era. Adina, iar. A căutat scandal și caută să pună cu gură cu toată lumea. Eu vă dau așa un părere și un sfat. Ca dumneavoastră să luați în considerare chestia asta. Nu că ce ați zis dumneavoastră acum în timp, puteți face ce vreți dumneavoastră. Eu vă dau un sfat ca de la băia, cum ziceți dumneavoastră, ca băia la... Mamă, eu vă dau un sfat pretenesc și să luați în considerare, pentru că sunt câteva persoane care destabilizează grupul nostru și apar certuri
discuții și nu se mai termină discuția. Ați observat și noi asta? Da, da. Și da. De apar din chestia asta. Pentru da. Că mereu stau în spate, mereu nu zic nimic, persoanele astea, mereu se ascund după oameni ca să nu iasă să le vadă cineva la vot. Din punctul meu de vedere. Să țineți, să țineți, țin cont și de țineți, asta. Țineți cont de da, asta, pentru ține, că, ține cont. Că contează foarte mult. Exact, contează foarte exact, mult exact. Pentru echipa noastră, pentru oamenii din jurul nostru. Și bine, ne-am înțeles până au apărut discuții din cauza lui Mădălina, exact, lui Cindy, exact. Lui Adina și lui Vlădaia. Mereu au apărut discuțiile de la patru fete. Jaguarul încearcă să influențeze... Am votat-o pe Isabela, datorită faptului că și-a dorit să joace ea, a fost propunerea ei, dar cu drag o aștept din nou acasă, știu că este puternică și va câștiga. Am votat-o pe Argentina, tot la fel s-a autopropus ea. Argentina, niciodată n-aș fi vrut să te votez eu pe tine, ai vrut tu, dar știu că ești puternică și ești foarte puternică, vreau să vii cu două brățări acasă. N-am nimic personal, Vlădaia, cu tine. Nu s-a autopropus să joace, dar am hotărât ca să fie din fiecare camp și care n-am mai jucat niciodată, pentru că de asta suntem aici, ca să jucăm. Mă doare sufletul să spun, Nicoleta este o fată extraordinară, dar trebuie să joace din fiecare camp. Așa am hotărât, cine n-a mai jucat, să joace. Nicoleta, vino acasă, te rog. Nu te supăra pe mine, pe tu. Concurenți, nominalizările au fost făcute. Vă rog să vă prezentați la panou. Bravo, rămână. Bravo. Bravo. Bravo, fetelor. Mulțumesc, Angela. Argentina. De ce? Cu siguranță. Bă, da, nu e nimic. Când am ajuns la panou am fost destul de surprins de alegerile pe care le-a făcut Angela, însă consider că sunt potrivite. Mă bucur să o văd pe Isabela acolo. Mă bucur să o văd pe Vlădaia, mă bucur să o văd pe doamna Argentina. E, pentru noi e perfect. Mi-am dorit foarte mult să joc pentru că sunt o fire competitivă și oarecum pentru asta am venit aici. Noi da. Am venit din pregătit. Am venit cu hainele bune. Sunt Vlădaia Maria, am 26 de ani, sunt din București, sunt actriță și profesoră de actorie. Cea mai mare iubirea mea, iubirea vieții mele este actoria. Am așteptarea ca eu să rămân eu, adică așa cum sunt, să nu mă schimb în rău. Și să primesc totul așa cum este și să iau ceea ce mă ajută pe mine, să mă formez ca și om, să mă dezvolt. Mi-ar plăcea foarte mult să fiu mamă, să am 4 copii, să am o casă plină de copii, să fie gălăgie. Băi, ce galerie îți face, Vlădaia! Da, așa zic! Numele meu este Nicoleta Malanca, am 25 de ani împliniți. Sunt agent imobiliar la Cluj, pe Cluj. Asul meu de numune că este calmitatea. Calmitatea dusă cumva la extrem. Practic multe sporturi, nu de performanță, doar din pură plăcere. Am practicat gimnastică de la vârsta de 4 ani, dar a fost o perioadă scurtă de timp pentru că a lipsit sursa financiară, din păcate.
jos. Să joc cu Izabela mă așteptam. Pentru că avem cam aceleași kilograme, deci nu e. Și e foarte de treabă, chiar dacă ne mai aici ce-o dăni noi odată, așa puțin, dar noi ne înțelegem bine. Mă așteptam să fiu nominalizată, eu m-am așteptat încă de la bun început, dar la Angela chiar am avut siguranță că o să mă pun aici pe panou, că era și timpul, sincer, cât să mai stau pe bară. Înainte de competiție, să bei un bar de apă cu sare, cât poți tu, cât simți tu că e ok. Sau mâncat niște sare să mănânci, să te ajute un pic sarea. Nu avem sare. Dar, păi asta întrebam, dacă avem sare. Nu mai avem? Nu mai avem. Ideea e în felul următor. Acum nu avem mâncare, dar pe seară o să avem. Am vorbit cu vesticii și o să fac câteva porții în plus, să zic așa. Okay. Nu știu ce o să mâncăm, dar o să mâncăm pe seară, 100%. Vor ceva în schimb? Da, m-am revanșat față de ei, am ajutat, am luat, am povestit. Nu neapărat vor acum ceva în schimb, dar pe viitor va trebui să-i ajutăm și noi. Când vom câștiga mâncare sau așa, trebuie să ne revanșăm. Fetele noastre se vor întoarce în vingătoare. Și nu, da. E o alegere pe care și-a dorit cu fiecare. Cel puțin fetele de la noi, nu? Și-au expus dorința. După reacția celor vaccinate și ele. Exact, da. Oricum am demonstrat că noi nu suntem, nu alegem patru dintr-o tabără anume. Și că oricum nu ne este frică să participăm. Bate. Nu ne e frică să participăm. Ne alegem și pe noi, inclusiv, să dăm cât mai multe șanse fiecăruia. Și noi și lor. Strategia aia în care să aducem cât mai multe brățări la noi în echipă, exact. Ca să avem cât mai multe șanse exact. De a câștiga eu, la ruletă, nu? Noi mergem să jucăm. Eu consider că acum le demonstrăm că nu suntem ca ei și că noi ne gândim mai mult la jocul în sine și nu la hai să eliminăm pe aia sau să le facem rău sau nu știu ce. Bun venit în arena, mă bucur că suntem din nou împreună, aici, pe insula de 1 milion. Angela, văd că și-a făcut treaba, o să discutăm imediat cu ea. Așadar, cele patru nominalizate sunt Izabela. Numele meu este Izabela Sandu, am 28 de ani, sunt din București și sunt antreprenor. Am venit la insula de 1 milion pentru experiență în primul rând. De ce nu poate și pentru premiu, că îmi doresc să fac bani și în somn și de fapt ăsta este unul din țelurile mele, să muncesc atât de mult încât să nu mai fie nevoie să-mi sune alarma dimineața, să dorm și să știu că-mi intră bani în cont. Să fiu sinceră, eu n-am venit cu nicio strategie, am venit să cunosc oamenii, am venit să văd insula și am spus că tot parcursul meu în această emisiune va fi în mâinile lui Dumnezeu. Și mă rog la el să-l reprezint cât mai bine în această experiență și să-mi dea înțelepciune ca să o pot duce la sfârșit. Argentina. Sunt Argentina, am 50 de ani, lucrez ca administrator și vin din Cluj. Sunt născută într-un sat superb. Rup din Rai, din județul Mureș, ce se numește Toaca, pe Valea Gurghiului. De curând mi-am făcut și eu o mică casă de vacanță. Scopul meu este aici ca să câștig și să fac cât mai mult pentru turism. Tare îmi doresc să-mi promovez satul meu natal. Sunt o fire prietenoasă, am foarte mulți prieteni. Dintotdeauna am fost curajoasă și am încercat să fac lucruri noi. Eu alerg, fac maratoane, semi-maratoane, în fine, avem o echipă de ștafetă și ni se spune meci veseli. Faptul că sunt sportivă și am condiție fizică, cu siguranță mă va ajuta și psihic și fizic, pentru că eu consider că sportivii stau bine și cu psihicul. Mă bazez pe inteligența mea și pe calmul meu și maturitatea mea. Vlădaia! Și nu în ultimul rând, Nicoleta. Angela, aseară tu îmi spuneai că îți propui să aduci aici la nominalizări concurenți care, sau concurente care chiar își doresc să joace. Așa a fost? Știu că ai avut o discuție cu Jaguarul.
Da, momentul când am vrut să părăsesc grupul, Jaguarul m-a rugat să țin cont de unele lucruri care s-au întâmplat la noi în chem, de certurile care s-au întâmplat și chiar m-am gândit la ideea lui, dar în momentul când m-am dus către panou, m-am întâlnit cu Izabela, m-a prins de mână și mi-a spus: Angela, stai liniștită. Deci mi-a dat încrederea că ea într-adevăr vrea să participe și asta am înțeles și nu mi-a mai schimbat ideea. Jaguar, tu pe cine ai fi vrut să propună să nominalizeze Angela? Cosmin, în ultimele săptămâni au fost numai certuri, discuții în camp, au adus tensiuni în camp și a nostru și a celor nordici și a celor sudici, discuții sau mai puțin discuții. Mă rog, am certuri, făcut o formulă, situații conflictuale. Conflictuale. Și am zis să evităm certurile astea, să evităm discuțiile astea și să propună la joc anumite persoane. La cine anume? M-am referit la Cindy, la Mădălina, la Adina și la Vlădaia. Deci dacă iese numărul tău, asta e formula, nu? Da, asta e formula. Pentru că încerc să evit scandalul certului și discuțiile în campuri. Păi și pe tine cum te eviți? Că de obicei tu chiar ești obraznică. Haide, Iza. Ești obraznică. Da, m-am gândit la propunerea lui Ionuț, Jaguarul ce a spus, dar Adina a picat din start și cu Cindy pentru că au mai participat. Eu mi-am spus punctul meu de părere, punctul meu. Deci tu de fapt nu te referi neapărat la nominalizări. Nu. Opinia ta este opinia că Mădălina, da, da, de exemplu, ar trebui să iasă din joc. Nu să iasă, să joace, să simtă adrenalina, poate așa se mai liniștesc fetele și poate își văd de treaba lor și nu mai aduc discuții, da, în campuri. Dacă te-ai liniștit, tu ar fi altceva. Ce-i provoacă? Nu te supăra. Am venit la voi și m-am luat eu de voi, aiurea? Niciodată în viață. Da. Răspunde-i dacă vrei, Adina. Nu, el n-a venit la noi în tabără și nici să nu-l prind pe acolo. Păi și tu ce ai căutat ieri la noi în tabără, neinvitată? Eu am tot dreptul că am mai fost acolo și știu păi cum stau lucrurile. Păi și el de ce n-are dreptul, ție ce-ți dă dreptul și lui Ilia? Că el nu a fost în tabără la noi. Păi și tu ce ai căutat la noi când nu te privea? Pentru că am Izabela, fost acolo, ce nu înțelegi? Vrei să spun de 100 Cosmin, de ori? Îmi cer scuze că întrerup discuția. Adina, vorbeai de atitudine și vorbeai de felul în care tu, eu vreau să vorbesc de felul în care tu pui problema. Îi spuneai lui Jaguarul mai înainte, nici măcar să nu te prind pe acolo. Noi doi am avut două discuții, una când te-am întrebat ce ai pățit, de ce e supărată și tu mi-ai spus că nu este treaba mea. Eu nu mai țin minte exact cuvintele și te-am întrebat de ce îmi vorbești așa, că eu îți vorbesc frumos. Iar ieri, la fel când ai venit în campul nostru, la cearta dintre Silart și fete, ai continuat de 3 ore, ai încercat să mă provoci, îmi spuneai, și dacă nu plec de aici, ce o să-mi faci? Eu sunt bărbat, tu ești femeie. Păi clar de că ce n-o te bagi fac în seamă cu femeile? Eu nu am venit să mă cer cu tine, am venit să mă cer cu Alexandra. Păi nu, era, mai înainte ai spus de campul tău, să că nu ai de ce să-l prinzi pe el în campul da tău. Același lucru aș putea să-l spun și eu. Iar răspunsul tău ar fi, și dacă nu vreau să plec, ce o să-mi faci? Eu de fiecare dată ție ți-am vorbit frumos, tu ai încercat să mă provoci. Uh-huh. De ce faci? Uite cum facem, aha. Păi da, te aprob, așa e, ai dreptate. Dar păi și de ce faci lucrurile acestea? Eu încerc să vorbesc frumos cu tine, să port o discuție, nu să mă cert. Da. Sau să intru în polemică. Dacă vrei să mai dai în cineva, vorbește-ne frumos. Dar v-am vorbit destul de frumos. Nu vorbești frumos cu noi, da, da, cu niciunul dintre noi. Foarte frumos am vorbit. Dacă spun adevărul, asta nu pentru înseamnă că ieri ai venit. Nu am spus că spui vreo minciună sau că spui adevărul. Eu nu la asta m-am referit. Eu m-am referit la ceea ce l-ai apostrofat pe el mai înainte, dar tu faci exact același lucru. Da, pentru că eu știu ce este acolo, încă o dată spun. Atât. Ea, de fapt, afirmă că știe ce se întâmplă la noi în camp, dar noi n-avem ce căuta la ea în camp. Păi n-ai cum tu să știi ce se întâmplă între noi atât timp cât tu nu faci parte din acest grup. Am făcut parte. Odată cândva, tocmai de asta ești afară, cândva, că n-ai putut da să te integrezi și că, drept dovadă, nu te-au primit nici ei și al treilea grup deja ai creat probleme și în ăla. Da, pentru că vrut. Fata e deranjată de tine, nimeni nu prea te agrează datorită sau din cauza atitudinii tale. Dar, din păcate, nu poți să ieși din cutia în care ești, să-ți dai seama că undeva greșești. Da. Și că nu suntem toți nebuni și tu singura sănătoasă. Dar e alegerea ta. La ce fată te refereai când ai zis că nu o suportă? Fata aia... Cu Nicoleta are divergențe deja în nou camp, da? Așa Nicolet... Nu e vorba că nu suport. M-a deranjat anumite lucruri pe care ar putea să le lase mai moale. Asta, la asta mă refer.
Ca să completez ce a spus Nicoleta, vreau să specific, din punctul meu personal de vedere, că oricine e binevenit la mine în camp. Mulțumesc e campul nostru, al tuturor, și Adina, te rog, când faci astfel de afirmații, consultă-te și cu noi. Și mai ales, nu pe tonul ăsta. E un ton ușor răutăcios. Mulțumesc! Nu are! Mersi frumos! Nu le iau partea, nu iau partea nimănui, doar că este ok, să ne comportăm ok, că este un joc social, nu este o bătălie pe viață și pe moarte. Mi se pare normal ca Adina să fie un pic mai atentă la cuvintele pe care le adresează altora, sau măcar la ton, la tonul pe care îl folosește, pentru că nu știu dacă își dă seama sau o face voluntar, dar nu ajută cu nimica și pune o mare țintă pe spatele ei. Și totodată poate să pună o țintă mare și pe spatele nostru, ca și camp. Ultimul lucru, ca să nu lungim discuția, să plictisim pe nimeni. Adina, când ai fost la noi în camp, îți aduce aminte că eu dormeam pe margine, tu dormeai între noi, nu puteai să întinzi picioarele pentru că eu eram la margine și chiar ți-am spus, dacă nu dormi bine, hai să mai schimbăm ca să poți să dormi și tu. Și tocmai cel cu care ai avut prima reacție nepotrivită am fost tot eu. Hai să zic eu, eu ți-am propus să facem schimb că am văzut că nu dormi bine și cu asta am încheiat. Ai o mare problemă de atitudine. Da, mă, da, așa, ai dreptate. Nu, da. Ok, no. Da, mă, da, dacă tu așa consideri că trebuie vorbit, bravo. Păi, dar ce pot să spun dacă tu pui exact invers ce ți-am propus eu? Eu vorbesc frumos cu tine. Păi, dar cum pot să reacționez că știu că minți? Filip, ca și Alexandra, m-a mințit în față, în arenă. Știu foarte bine că eu i-am propus lui Filip să facem schimb de locuri pentru că vedeam că nu doarme bine. Și a început să spună că el mi-a propus. Și nu pot să nu mă enervez, să nu mă aprind. Adică mă minți în față, te uiți în ochii mei și mă minți în față. Ca și Alexandra, aseară. Vlădaia, bucuroasă să intri la probă? Da, normal. E o provocare. Am venit să joc, să văd ce se întâmplă aici. N-am venit să stau și să mor de foame. Bine, uite, o să vă dau un mic clou după care o să continuăm discuția. Proba e foarte mișto. Da? Wow. Foarte după mișto. După măsura noastră? Da. Dar singurul lucru pe care voiam să vi-l spun și o să vi-l reamintesc este că va trebui să dați cât puteți voi de mult, pentru că, din punctul meu de vedere, niciuna dintre voi nu cred că își dorește să ajungă la... Nu la Elina. La a doua. Deci, nu cred. Nu cred. Ai de mâncat? Nu dacă cred așa. Nu, vreau și eu să mănânc. Nu, nu. Dacă aveți vierni, mănânc. Atât am avut de spus. Atât am avut de spus. E de mâncat? Nu! Nu? Ți-am zis că nu! Sigur? Nu e de mâncat! Bine! Nu! Argentina! Da. Ești o fire sportivă, ai participat la tot felul de competiții... Da, Cosmin. Și de alergare montană și nu numai. Mă reprezintă competițiile și sunt foarte competitivă. Și îmi place că mă aflu în această postură acum, având în vedere că sunt... soție, mamă, bunică, mătușă, de toate acum mai completez și cu acest joc. Ai stat în prima parte destul de cu minte acolo sus, în ultimul rând. Eu tot timpul stau n-ai în banca mea. N-ai interacționat, n-ai Mă refer strict la momentul în care eu sunt cu voi aici, ce faceți acolo e... Să zicem o altă parte a poveștii voastre. Am o fire mai cu minte, așa, mai stau în banca mea. Ai spus la un moment dat că ești o forță de om, chiar dacă ai fost crescută la țară. Da. Tocmai asta m-a adus în postura asta de forță de om, că am crescut la țară și oarecum aici mă regăsesc. Sunt foarte multe elemente în care mă regăsesc. Am crescut fără lumină, fără baie în casă, fără... ce să mai zic... cu greutăți, dar asta îi mulțumesc Dumnezeu și părinților mei că mi-a dat un avânt așa în viață și am devenit omul care sunt acum. Ce am zis? Ce au zis ai tăi când au aflat că... Din păcate, tatăl meu nu mai trăiește, doar mama. Și mama l-a certat foarte tare pe soțul meu că m-a înscris el. Eu când vroiam să mă înscriu și la celelalte competiții,
care erau cu mai multă energie și mai mult pentru sportiv. Și nu vreau să-l părăsesc așa, pentru că ne iubim foarte mult și el, văzând că tot îmi doresc, m-a înscris el pe mine. Și când mi-a zis, am zis, ai grijă că eu o să plec. Tot timpul să ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Și a primit-o. Cum te alintă soțul tău? Prințesă. Ah, ce frumos! Bun, mulțumesc. El cu siguranță e acum în fața televizorului. Eu sunt prințesa lui. Vrei să-i zici ceva? Vrei să le zici ceva înainte de probă? Da. Să știți că nu o să vă fac de rușine. O să fiu omul pe care sunt, cel care sunt și acasă. Și le transmit și celor de la mine din sat, pentru că mi-au rămas rădăcinile la mine în satul meu natal și sper că nu fac zona mea de rușine. Cum se numește satul? Satul meu se numește Toaca și este pe Valea Gurghiului, lângă Reghin, în județul Mureș. Baftă, Argentina! Mulțumesc. Mult succes! Mulțumesc! Vlădaia, ce-ai visat azi noapte? Am visat că mă întorsesem în țară și m-am dus la cursurile de actorie cu copiii și erau toți copiii și mă întrebau ce fac acolo. Și am spus, păi am venit și eu, că am venit în vacanță, mi-au dat liber de pe insulă și mi-au zis, n-ai ce să cauți aici. Și la ce? Cum adică? Stați că avem treabă. Ți-e dor de? Normal. Sunt minunați, sunt atât de inocenți și creativi și de fiecare dată îmi dau o energie foarte bună și nu am cum să, datorită lor, eu nu am cum să văd rău atât de rău. Închipuieți că acolo sunt copii și zile ceva. Mi-e foarte dor de voi și de energia voastră și chiar îmi place foarte mult să lucrez cu voi. Și mă bucur foarte mult că vă dau libertatea de a fi voi, pentru că atunci când o să o faceți mare, nu o să mai aveți această libertate. Și mi-este foarte, foarte dor de voi. Uite, lacrimile astea sunt reale. În actorie sau în teatru, uneori lacrimile fac parte din poveste, din spectacol. Astea sunt adevărate, sunt reale. Țineți-le minte. Mă refer la cei mici care se uită acum. Am promis că nu plâng. Cosmin a atins o coardă sensibilă. Pentru că m-am atașat foarte mult de ei și chiar dacă eu n-am copii, dar ei sunt precum copiii mei și mi se super tot de ei, de fiecare parte de glumele lor, de felul în care țipa Maria, Maria. Copiii pe care îi pregătesc, pe care am la actorie, sunt punctul meu sensibil. Și poate am fost momente în care am zis că nu mai vreau să mai fac asta, că poate au fost momente în care erau mai puțini copii. Dar când mă uitam la ei și îi vedeam, nu mă las sufletul să abandonez. Îi vedeam și, indiferent de situație, drumurile pe care le fac din București, din Pitești, pentru ei, pentru că chiar îmi place și ador asta să fac. Mă simt sensibilă în momentul de față. Aștept să începem o dată jocul ăsta și să-l terminăm, să vedem ce se întâmplă, pentru că eu vreau să știu sfârșitul. Asta mă interesează. Nicoleta, ești pentru prima oară la probă. Da. Voiai să joci? Nici nu voiam, dar nici că voiam. Adică eram oarecum între. Dacă bine voia careva să mă aleagă, era bine, dacă nu, puteam să stau liniștită. Dar la cum ai pus problema, înclin să cred că totuși ai fi vrut să stai liniștită. Aș fi vrut să stau liniștită. Bun, ești într-o situație în care trebuie să ieși la joc, cum spun eu. Nici o problemă, mă conformez și dau tot ce pot.
Bun, e momentul să lăsăm brățările în bol. Da? Și o să o facem pe rând. Începem cu Izabela. €20.000. Continuăm cu Argentina. €40.000. Vladaia. Vladaia! 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 Nicoleta. Bun, văd că atmosfera e bună. Baftă, multă, s-a succes. Aceasta a fost arena care deschide ziua. Ne vedem la probă și apoi la runda decisivă. Repet, cred că niciuna dintre ele n-ar vrea să ajungă acolo. Și nu e ceea ce credeți voi. Eu vă mulțumesc, ne vedem la probă. Numai bine! Argentina, ce fericită era, chiar zicea că vrea să joace, dar... E șansa ei să remarcheze Isabelei. Sigură pe ea. Să arate tot ce pot femeile astea două care se dau strong acolo în campul lor. Acum e timpul lor să dovedească treaba asta. Auzi, voi imaginați pe Vladoia? Să facă baio, da. Nu, eu cred că bună! Să ne surprindă plăcut Vladoia în competiție. Eu cred că o să vedem o altă Vladoia. Mulțumiți, dragilor, de nominalizări. Da, foarte mulțumiți. Vă sincer, da. Exact cum am spus eu, patru fete. S-a adeverit. Și Izabela... Nu e. Eu zic că Izabela are o frică așa în ea. Vladoia noastră deloc. Eu zic că Izabela... Dau un pronostic, nu mă judecați. Eu cred că Argentina o va bate pe Izabela. Da, pare mai luptătoare așa. Nu doar, ei, nu pare că mimează cum face. Voi ați văzut cum arată? Eu, sincer, la prima probă, eu tot pierd câștigătoare. Chiar dacă aș vrea Maria... Forță. La 50 de ani. Dar nu, eu chiar dacă aș vrea să câștigi Maria, dar eu aș dau pe Argentina câștigătoare. Și eu tot pe Argentina. Sincer, la prima probă. Și eu dau tot pe Argentina câștigătoare. Voi ce părere aveți? Este în avantajul nostru că este Izabela la joc? Nu știu dacă neapărat în avantajul nostru, cât mai mult în avantajul lor că nu se înțelegeau cu Iza acolo. Păi de ce? Ne ajută și pe noi faptul că Izabela este în tabăra Jaguaru. Da, și zici că am destabilizat tabăra Jaguaru în cazul în care Izabela ar pleca. Absolut. Dacă Izabela pleacă, tabăra va fi destabilizată, acea parte, acea facțiune din tabăra. Deci o să-i tabăra putere lui Silar. Ei, cloșca, curășina, piu, veniți aici la mamă. Wow, și care e cocoșul? Acolo avem mai mulți. Sunt mai mulți cocoși. Unii cu creasta mai mare, alții cu creasta mai mică. Merge bine. Exact, cocoși acolo care se luptă între ei. Bun găsit, prieteni! Prima probă care se desfășoară în arenă. Imaginați-vă că acele gradene sunt un colț de stadion sau un colț dintr-o peluză, iar cele patru fete, patru atlete se pregătesc de competiție. Aici, spuneam, pentru prima oară în arenă. Cele patru nominalizate sunt Nicoleta pe culoarul portocaliu, Argentina pe culoarul albastru, Vladaia pe culoarul verde și, nu în ultimul rând, Izabela pe culoarul roșu. Iată în ce constă proba. Vor trebui să sară și să culeagă de pe acea frânghie 3 mingi fiecare. Există o panglică pentru a ușura, dacă vreți, felul în care vor agăța, vor lua mingea prinsă de funie. Apoi dau drumul la alergare, trec pe sub această plasă de lemn, urcă pe o bârnă, apoi e un obstacol
și în fine ajung la catapultă. Ce au de făcut? În prima fază trebuie să luați câte o singură minge, da? N-aveți voie să luați două sau trei mingi, da? Mergeți, lăsați prima minge acolo, vă întoarceți pe același traseu, obstacol, bârnă, plasă, alergare, apoi puneți bucata aceea de piatră pe care stați, o poziționați unde vreți, da? La cea de-a doua minge, a doua minge, traseu, revenire, a treia minge, ajungeți acolo și începeți să folosiți catapulta. Repet, două mingi din cele trei trebuie să intre în coș. Miza este 80.000 de lei. Cea care câștigă se salvează și rămâne aici, pe insula de un milion. Celelalte trei fete continuă cu emoțiile aici pentru că urmează runda decisivă. Până atunci ne concentrăm pe probă. Bun, toate informațiile au ajuns la cele patru fete, cele patru nominalizate. Ne pregătim de start, ne pregătim de începerea probei cu galerie de această dată, acel colț de stadion, colț de peluză. Pentru prima oară în arenă. Pe locuri. Fiți gata. Start. Mingea, au sărit mingile din panglică. Angie nu reușește să ajungă la mingea albastră. Până la urmă o ia. Trei fete deja sunt pe traseu. Trece peste obstacol. Prima este Vlădoaie. Foarte bine a doua, Nicoleta. Angie este a patra, se urcă pe bârnă și Izabela. Vom vedea acum. Aș, încep să se mute pietrele. A, ratează Nicoleta. Nu și Vlădaia. Foarte bine Nicoleta până la urmă. Îi cade mingea în cap Izabelei. Zâmbește și o ia de la capăt. Fuge după minge Argentina. Hai să vedem pe bârnă la egalitate. Vlădaia și Nicoleta. Deja se simte efortul. Nicoleta și Vlădaia merg umăr la umăr. Cred că a treia a reușit să recupereze Argentina. Izabela este a patra în acest moment. Se mișcă bine. Spunea Argentina că va împlini 50 de ani. Făcea o paralelă cu cei 50 de concurenți. Ia ultima minge Vlădaia. La fel și Nicoleta. Cele două sunt în față. O vedem pe Angi care ratează de puțin. Izabela încearcă și ea să ia mingea. O ia, o ia tare pentru Argentina și ne mutăm în zona de finish, zona în care vor începe să folosească catapulta. Nicoleta prea jos, prea scurt Vlădaia. E multă tehnică aici până își vor da seama ce au de făcut. Ajunge și Izabela. Avantajul pe care l-au avut până în acest moment, oh, a fost foarte aproape. Vlădaia, să o vedem pe Argentina. Prea scurt, repet, până când vor înțelege unde, când trebuie să apese pe catapultă pentru a înălța mingea. Reușește Vlădaia performanța să trimită mingea către ea. Iertați-mă, dar nu m-am putut abține. Sigur, e vorba de efort, dar sunt și faze realmente comice. Cât ghinion, cât ghinion la Nico. Mingea trebuie catapultată când este cât mai aproape de capătul scândurii. Sigur, depinde și de forță.
Angie, direcție bună, dar nu! Se enervează! Se enervează, Vlădaia! Angie, buză din nou a coșului Argentina! Încă o buză, de trei ori mingea a lovit buza coșului la Nicoleta, de trei ori la Argentina. Ai venit mișcare aici, da? Atenție la filă, da? Bine, Vlăda, bravo! Nico, cine mai puțin înclinat? Din nou mingea lovește marginea coșului. Hai că poți! Dacă aparatul mai stânta! Pleacă după minge. Prea scurt și Nico, la fel și Izabela. Bravo, Vlădaia! Bravo, Vlădaia! Da, e o probă care necesită multă îndemânare. Bine! Foarte multă îndemânare, coordonare. Izabela foarte aproape ca una din mingi să ricoșeze. E nevoie și de partea mentală, e nevoie de multă răbdare. Din nou ghinion la Nicoleta în momentul în care o minge, indiferent de culoare, va intra odată în acel coș. Presiunea va crește pe celelalte trei. Vă amintesc, două mingi din trei. Izabela din nou ghinion. Ghinion și la ea. Dar repet, ghinionista probei până în acest moment este Nicoleta. Cu siguranță, cu puțină șansă, ar fi avut măcar o minge în coș. Ange sare mingea de acolo. Angie prea scurt, puțin lateral stânga. Lansarea se grăbește, Nicoleta. Nu înțeleg de ce o face, că e timp. Din nou în bar, aș putea spune. În acea scândură din coș. Prea scurt iarăși Izabela. La Vlădaia sare mingea. Sare mingea din coș iarăși. Avem o singură minge în coș. Vlădaia. Izabela! Egalitate 1-1. 1-1. Se aude și sudicii. Nu cedează nici Argentina, nici Nicoleta. În acest moment avem o minge verde și una roșie. Izabela din nou, două aruncări consecutive foarte bune. Vlădaia lovește panoul, acea stinge din spate. La Vlădaia și mingea sare. Vlădaia, buză în față! Buză în față la Vlădaia. Repet, doar două mingi. Una la Vlădaia, care vorbea despre copilașii ei pe care îi pregătește la cursurile de actorie. De remarcat calmul admirabil al Argentinei, dar și al Nicoletei. Nicoleta a avut un început. Înscrie Argentina! Înscrie Angie! Crește tensiunea! Spuneam, calmul Argentinei s-ar putea să conteze, pentru că dă senzația, sunt foarte aproape, la câțiva metri de ea, nu aude și nu vede nimic. E genul acela de sportiv care, indiferent de ce se întâmplă în arenă, pe stadion sau pe pistă, rămâne concentrată. Aruncă prea lung, prea scurt Izabela, prea lung Vlădaia. Îi dau tot felul de indicații. Izabela prea scurt, înscrie! Înscrie și Nicoleta! A ieșit soarele și pe strada ei până la urmă. Egalitate în acest moment. Prima care va introduce al doilea, a doua minge în coș, câștigă proba.
și Nicoleta la un pas. Avem o minge verde, una roșie, una albastră și una portocalie. Isabela! Uluitor, Isabela câștigă! Câștigă Isabela! Se salvează Isabela, Vlădaia, Argentina și Nicoleta! Sincer, din punct de vedere cotă, aș fi avut cea mai mică. N-aș fi pus pareu pe mine din punct de vedere fizic, sportiv, din niciun fel, dar eu am pariat cu Dumnezeu și am zis, e clar. Din punctul de vedere al condiției fizice, foarte ușoară, dar finalul nu prea mi-a ieșit cu ținta. Felicitări din toată bravo, inima. Bravo, fetelor. Bravo, bravo, bravo. 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 Am bravo. Văzut mulți sportivi în antrenamente vomitând, am trăit să văd asta și pe insula de un milion. Mi s-a făcut rău de efort. Vlădaie, e normal. Nu e obișnuită cu genul ăsta de situație. E și foarte cald. Victorie pentru Isabela. O luăm, vreau câteva vorbe, deși știu că vă e greu. Plecăm de la Vlădaia. Cum a fost? Simt. Greu. Asta am văzut. Viața e greu. Viața. Aici pe insulă. Cum te simți? Am nevoie să vărs. Du-te și varsă, ok. Mulțumesc. Du-te. Bravo, Vlădaia! Vlădaia! Spre sfârșitul probei a început să mă ia amețeala, rău de tot. M-a prins și soarele, am stat și foarte mult în soare astăzi. Dar asta este. Ce puteam să zic, eu nu mai pot. Dacă mă întreb ce s-a întâmplat acolo, habar n-am ce s-a întâmplat acolo. Știu doar că am dat la un moment dat cu capul tare. Și că m-am julit. Habar n-am. Am auzit la un moment dat că am dat-o de-aia o minge. Angie, mi-a plăcut mult concentrarea ta, foarte mulțumesc. Mult concentrarea ta. Părea exact ca un sportiv de performanță, ceea ce mulțumesc. Era în jur nu conta, până la urmă ți-a ieșit. Ți-a ieșit. Mi-a ieșit, dar ce să fac? Nu am dexteritatea pentru finalul concursului. Bun, Nicoleta, repet, am văzut mult sport la viața mea, din 96. Dar a ta ghinion, eu n-am asta. Te felicit pentru că ai făcut tot ce ai putut. A plăcut foarte mult, foarte, foarte mult de... Mulțumesc. Am dat, cât am putut de felul și... în care ai luptat. Serios. Bravo. Mulțumesc. Iza, felicitări înainte de toate. Mulțumesc. Ești terminată și tu. Vrei să te duci și tu unde a fost... Eu mi-a întras sufletul între timp. Ești ok. Am văzut că ai respirat greu, ai tușit. Experiența asta cum a fost pentru tine? Una foarte grea, având în vedere că n-am condiție fizică deloc. Am scos untul din mine la propriu, extenuant și din cauza căldurii. Mai fac eu pe aroganta, râd, glumesc, dar felicitări și fetelor, e o probă epuizantă. Mi-a fost greu, trebuie să recunosc, dar Dumnezeu a fost astăzi cu mine și sunt în asentiment și cu fetele, inclusiv cu Maria. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru șansa mea de astăzi și totodată le urez lor baftă în runda următoare. Se simte foarte bine să fiu învingătoare, pentru că nu toată lumea s-ar fi bucurat pentru mine și mă bucur să le demonstrez că pot și că am ambiție și că fiecare avem șansa lui și norocul lui. Bravo, fetelor! Tu du-te, odihnește-te un pic, da? Cu cele trei o să mă întâlnesc la runda decisivă. Abia aștept să ne reîntâlnim. Vino, te rog, să îți iei brățările, Iza, înainte să te odihnești. 20.000 de lei scrie. Pe ce? Încă 20.000. Scoate în oraș pe toți! Se simt ca la bun început, pentru că momentan nimic nu este sigur, deși senzația este extraordinară că am câștigat proba, dar momentan sunt la stadiu de niște brățări, așa că nu-mi iau capul prea repede. 80.000 sunt pe dietura mâinii la Iza, vădit marcată de efort. Felicitări! Încă o dată ne reîntâlnim la runda decisivă. Vă mulțumesc!
Vă felicit pe toate patru. Bă, băiatule, bă, ce joc spectaculos, bă, așa ceva, bă. Bă, frumos, ce chinezul frumos. Până la urma urmei, e bine că a câștigat una de-a noastră. Da, asta este cel mai important lucru. O să avem două brățări în chem. Sperăm să nu piardă Argentina următorul meci. Nu, și Doamne ajută. O să fie ori Vlădaia, ori fata aia, cum o cheamă, Nicoleta. Sper la proba decisivă să câștige Argentina. Mi-e și foarte dragă și îmi doresc asta, pentru că sunt empatică cu ea, dar vis-a-vis de asta, eu cred că este și pregătită, mult mai pregătită fizic decât celelalte concurente. Iza a fost, da, fașă. Și a luptat până la epuizare, mâncați-aș, deci când m-am dus să-i duc apă, era, nu putea să vorbească, nu mai putea nici să respire, dar minte să vorbească. Era terminată, dar nu s-a lăsat, bravo ei. Bravo ei, da, dai seama că dura asta și greu poseala și de atâtea ture, deci nici nu e de mirare. Soarele ăsta puternic. Bravo ei, bravo! Bravo, fetelor! Argentina e acasă! Au rămas cele trei concurente. Sunt sigură că Argentina va fi prima care va câștiga, Doamne ajută! O aștept acasă! Tot răul spre bine. Poate proba a doua e cu premii, cu ceva recompense. Așa că poate așa trebuie să fie. Oricum se va întoarce în chem, nu vă faceți griji. Sper, poate proba asta cu mâncare și atunci e mult mai ok să... Azi că nu e de mâncat. Că nu e de mâncat, dar poate e cu mâncare ca și recompensă. Și de-abia mai mănâncă și gura noastră ceva. Acum să sperăm că va fi bine, că... Eu zic că e un avantaj pentru... că Vlădaia e slăbită. Da. Nu cred că se simte prea bine. Nu cred că intră cu multe... multe resurse. Cu multe gânduri pozitive, să zic așa. Nu cred că intră cu ele în joc. Deci, până la urmă, contează și gândul ăsta, să fii pozitiv mereu. Norocul. Și norocul, dar și să ai o minte pozitivă. Dar mie tot nu vine să cred că... E și Izabela în câștig. A fost ziua Izabelei norocoasă și uite rezultatul. Da, asta nu înseamnă că o să se repet în fiecare zi sau la fiecare concurs. Voi de ce totdeauna vedeți rău în față? De ce nu vedeți binele? Adică, acum Izabela are două brățări, ea o să fie una mai vânată, da, să zic așa, decât celelalte. Voi totdeauna aveți ceva faptul care câștigă. Cel mai bun să câștige, important e Nico să învingă una din trei ca să se întoarcă înapoi. Nu mai e opticați atâta că a câștigat X, a câștigat Y. Cum vi s-a părut jocul? Greu. Greu, a? Da. M-au obosit și nici măcar n-am jucat? Si, eu fi va muri de cald acolo, în arena, dacă ia să arată. Au zis că nu mai auzi nimic. Au zis că nu auzi nimic ce s-a întâmplat în jur. Dar e normal, de la efort. O băgat o bilă, nici că cine o băgat lângă ea o bilă, nici... Bă, s-a descurcat bine, mă. Da, a fost prima. S-a descurcat bine, ce n-ai. A fost prima care a adunat toate mingile. Și care așa și băga pe mai mânge. Da. Foarte tare. Dar ați văzut că e și de șansă, deci nu prea contează. De noroc. De noroc, pur și simplu noroc. Că Iza mi se pare că dădea aiurea. Sincer, Vlădaia m-a impresionat. Se vede că a dat tot ce a avut mai bun. Dovada că a și vomitat la final de vreo câteva ori, ceea ce înseamnă că a avut ambiție și și-a dorit foarte mult să câștige. Însă, din nou, proba a fost determinată, din punctul meu de vedere, și de noroc. Recuperează la jocul de supraviețuire și asta e. Da. Și poate primi și ceva mâncare, ce știi. Vlădaia! 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 Băieți! Trebuie să facem aici o adunare, băieți și fete, doamne și domnișoare. De la mic până la mare, să fie cu ascultare. Ce ne facem, ce ne facem? Hai, Filip, aici, toată lângă mine. Ce s-a întâmplat? Trebuie să... Nu pleci acasă, ani, îți dau eu brățările.
A, vrei tu? Vrei? Mă, blondule, acum tu știi ce e mai bine pentru mine. Eu m-ați văzut cum am fost și cu bune și cu rele. Eu îmi cer iertare față de voi dacă v-am greșit cu ceva. Dacă am mai făcut o glumă, dacă am mai glumit cu fetele astea frumoase, cu astea drăguțe. Ai glumit, da, ce să mai fie. Dar mă iertați. Cum? Guriță. A, așa mi-a rămas mie, guriță. Bine, guriță. Acum voi știți ce e mai bine pentru mine. Dacă cineva dintre voi vrea să mă ajute să rămân, eu am început un tratament cu ceva medicamente, îmi doresc să fac un copil. Doamne ajută. Cred că știe toată lumea. Să ne chem la botez. Doamne ajută să fie toată lumea să facem un botez așa de un milion, un botez de un milion. Oameni de milioane. Oameni de milioane. Acum, cum am zis, voi știți ce e mai bine pentru mine. Dacă... E cel mai important. Da. Mi-este atât de dor de soția mea. De două zile am visat-o și era un pic supărată pe mine. Și din acel moment mi s-a schimbat un pic viziunea. Îmi doresc foarte mult, foarte mult să ajung acasă la ea și abia aștept să să o iau în brațe. Va lipsi pata de culoare din, da, nu doar din echipa noastră, cred că și din emisiune, da? Pentru că mai ales show-ul pe care l-ai făcut aseară a fost diferit de toate arenele care au fost până acum, nu? Iar aici, pe, indiferent că era băiat, că era fată, ne făceai să râdem tot timpul. Mă corect? Bucur, mă bucur, așa mă bucur de suflet. Sper că oamenii de acasă să nu vadă momentele rele pe care eu le mai greșesc din când în când. Așa, și cu bune ai și cu rele. Ai avut șansa acum să cunoască oamenii un adevărat Armin. Pentru că de la televizor un alt lucru și în realitate un alt lucru. Cine știe, eu știu că te cunosc dinainte, știu ce persoană ești, ce om ești. Eu am încredere că e cineva aici și nu vei pleca cu siguranță. Eu așa cred. Știi cum e? Voi știți ce-i mai bine dacă cumva trebuie să ajung acasă la soția mea, să lucrez la un bebeluș, vedem ce se va întâmpla, sau dacă voi credeți că mai trebuie să aștept. Atunci... Tu ești inima petrecerii, tu ești inima... Doamne ajută! Timp. Hai că va fi bine! Doamne ajută! Doamne ajută! 5300! Alo, 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 alo! Alo, alo, alo! Aho, aho, copii și frați! Primiți cu colinda. Ai tu pe să fii așa fără. Hai de capul meu, am venit la masă pusă. Fai, hai de capul meu, perfect. Ce mâncăm? Să sărbătorim salvarea ta. Da, dar ce mâncăm? Ce mâncăm? Nu știu, vedem ce vrei să faci. Am votat să te salvăm, vedem ce se întâmplă. Patru vrăță și imunitate. De aici cu banane? Ce vrei tu? Nu-s banane, dragule. Din păcate nu-s banane. Dă-i să guste. Vrei să... Ia și guste. Iată, vedem. Bună. Mamă, ce bun. Banane calpop. Da, hai să-l mâncăm, să fie bun. E ok. E bun. E bine primit. E bine primit. Doamne ajută. Mai oameni buni. Yes. Nu știu cum o fi. Drumul meu o ajuns la final sau găsim pe cineva să mă salveze. Sincer, pe Armin nu-l văd că și-ar mai dori să fie aici. Îl înțeleg pentru că are și condiția pe care o are. Are nevoie de o hrană echilibrată, de odihnă corectă, ceea ce aici nu se găsește. Renata, vreau să iau pe Renata în brațe, văd că stă acolo. Vreți eu cu Alex? Da, mă, Renata, mă! Să te luăm în brațe, mă, Renata, mă! Ideea e că pe mine foarte tare nu m-a impresionat acum când a venit, adică acum, practic, eu, cumva, sincer, cumva am reușit să citesc cu oamenii în timp, rezonez așa cu el, îmi displace că are problema pe care o are, dar nu m-au cântat cu nimic, că m-au luat în brațe, că asta face mai tot timpul cu toată lumea, nu ca și cum aș fi simțit specială că m-au chemat să mă pupe, sincer. O, Bianca, Bianca, te pup, Bianca, n-ai vrut tot asta, m-am rugat de tine, bagă-mă odată la joc, bagă, dar nu ai vrut, mă, nici scop. Armin, da, drum bun spre casă și ne vedem în România, ce mai mult de atât.
să fie forță Aftă. Maximă. Ai grijă de tine. Doamne ajută. Numai înainte. Numai de bine. Ciao. Petrelor, spune la treabă, da? Hai, noroc. Bună seara și bun găsit la runda decisivă. Probabil intuiți despre ce e vorba uitându-vă la acele platouri extraordinare. Am o surpriză și pentru voi și pentru cele trei nominalizate. O să vă explic imediat despre ce e vorba. Bineînțeles, o să vă explic în detaliu și ce se găsește pe acele șase platouri. Deocamdată aplauze pentru cele trei fete, pentru cele trei nominalizate. Argentina, Nicoleta, Vlădaia, cu minte și aplauze și pentru câștigătoare, pentru Izabela. Bun, până să ajungem la ce se găsește pe acele platouri, am o surpriză și pentru voi și pentru ei. În prima etapă, concurentele vor trebui să mănânce absolut tot ce se află pe farfurie. Ouă de șarpe, scoici și melci de mare. După ce termină primul fel, cele trei concurente se mută la al doilea platou, care conține caracatiță crudă, anghilă sau șarpe de apă și vierm de palmier. Din fiecare delicatesă, ele vor trebui să mănânce câte o bucată. Cine termină prima, câștigă runda decisivă, toate fructele și mult râvnita ciocolată! M-am uitat mai mult la ciocolata aia, adică... Ciocolata e un... E ceva erotic de acum, adică... Știți ce la ce mă uită? Am o întrebare, vreți să acopăr asta? Nu! O acopăr sau o las deschis? Nu! Bun, o las așa, ok. O las așa, e decizia voastră, da? La semnalul meu, o să vă rog să ridicați. Trebuie să mâncați tot la intrada, la primul fel. Totul, da? Bun. Atenție! 3, 2, 1, ridicați! Cine termină prima, vine la mine. Deci sunt ouă de șarpe, scoici și melci de mare. Doar bucata aia de... doar scoica din interior. Dacă eram eu acolo, în locul fetelor, cu siguranță s-ar fi auzită doar... Scoica din interior. Se descurcă bine. Incredibil. Ai terminat? Argentina cred că a terminat. Dacă ai terminat, înghite. Puteți să beți apă. Puteți să beți apă. Ok. Vino. Dăm platou. Ok. Și îl iau eu pe cel de-al doilea. Ok. Ok. Nu. Aici. Trebuie să mănânci doar un tentacul. Un tentacul de caracatiță, unul bucata asta și un ok, dacă ai terminat, dă mie dacă ai terminat, ok. Ai terminat și tu? Ok. Hai, ial. Ok, dă-l încoace. Haide. Ok. Deci trebuie doar un tentacul de caracatiță, un tentacul e ok, capul ăsta de aici, capul și un vierb. Un tentacul de caracatiță, capul, doar bucata asta de aici. Ok. Deci Vlădaia mânca ca și cum a mâncat ceva din copilărie, ca și cum era felul ăla de la mama ei. De două mâini, înțeleg că la toți ne e foame, dar te uiți puțin ce ai în farfurie, nu poți direct să apuci. Nu știu, nu. E impresionant ce a făcut, dar
Nu vreau să trec prin asta. Vlădaia e o mică bestie. Unul singur, unul singur. Ai terminat? Și un tentacol de caracatiță? Ok. Tot. Înghite, stai acolo, stați acolo, înghite, scoate osul, nu te-ai terminat? Da, e gata, înghite. Rău de tot, m-a salvat Dumnezeu, m-a ferit Dumnezeu, vorba mea. N-aș fi putut, îți spun sincer, când am văzut cum se mișcă viermele alea pe farfurie, însă acum mor. Gata, bine că n-am ajuns la proba asta. N-am putut să mănânc mai repede. De mânca puteam să mănânc, pentru că nu vreau să încerc tot felul de genul acesta de mâncare. Dar, din păcate, pentru mine, fetele au fost mai rapide. Mergeți la locuri. Incredibil. Sunt delicioase. Bun, Argentina, hai cu mine. Dacă tot te-ai spălat pe mâini? Da. Da? Bine. Ok. Asta e premiu, ci că n-atinge ciocolata. Mă iubesc. În seara asta să fiu ca o ciocolată. Bravo, Argentina. Asta e ciocolată. Mamă, câtă ciocolată! Și restul, tot al tău. Dar eu vreau, dar... acesta. A, tu nu mănânci ciocolată? O să mănânci și tu. Doar să gust. Bun, lasă astea aici, te rog frumos, că ți-am zis să ajung și hai să ții brățara înapoi. A, acop, bravo! Să acoper. Nu cumva să vă să prind. Nu. Hai cu mine să ții brățara înapoi. Hai și tu, Vlădaia, să ții brățara. Puneți-vă aici, tot la masă, da, așa. Una lângă cealaltă. Pe rând. 30 a ta. Bun. Nu. 10. Asta e. De 10. 10 de 10. Bravo. Argentina și recuperează brățara, locul pe insulă și le duce de mâncare celor din tabăra ei. Bravo. Ce număr ai? 49. Bravo. 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 Vlădaia rămâne și ea pe insulă. Deocamdată. Ok? Da. Felicitări încă o dată. Da. Nico, te felicit și pe tine. Mai poame? Normal. Mai mănânci ceva în seara asta? Nu mai mănânc nimic, cred că o să dau tot afară. Te duci de afară tot. Sunt dezamăgită de mine, pentru că n-am putut să dau cât mi-aș fi dorit eu. Le dau tot felul de indicații. Izabela Preascurt înscrie și Nicoleta. Cât de mult îți dorești să rămâi? Că la cum te-ai ai mâncat și tu? Că enorm, sigur... enorm de mult. Pentru că am venit expert pentru experiența asta. Uh-huh. Și vreau să o duc cât mai departe, să concurez cât mai mult. Deși inițial am zis că vreau să stau în umbră, dar... adrenalina de azi m-a făcut să vreau să concurez mai mult. Deci își dorești să fii în continuare aici pe insula, da, de un milion. Crezi că va exista cineva de aici care să te salveze, să-ți ofere brățara? Nu am nicio speranță că o să-mi dea cineva brățara, dar rămâne de văzut. Dacă se răzgândește cineva și vrea să plece acasă, o accept cu drag. E o competiție din punctul meu de vedere, în care nu cred că e bine tot timpul să stai în umbră. Sunt mai multe categorii. Sunt cei care, nu știu, realmente își doresc să joace și cei care stau foarte retrași. Nici prea retras nu cred că e bine să stai. Dar, probabil, fiecare dintre voi, indiferent de părerea mea sau de opinia mea, aveți strategiile voastre și felul vostru de a judeca. Oarecum a fost și o strategie, dar...
Dar se pare că n-a fost să fie. N-a fost cea bună, nu? Da. Din ce motiv crezi că n-a fost bună strategia? Nu știu, am fost prea, cumva să zic, prea liniștită la locul meu. Nu am interacționat prea mult cu ei. Așa ești de fel? Din păcate, da, așa sunt eu de fel. Mai timidă, mai tăcută, mai retrasă. Dar nu pot să schimb nimic acum. Rămâne de văzut ce o să fie și nu regret nimic, oricum. Da, e minunată. E de la mine din zona, din țara Oașului. Confirm și eu că am stat cu ea în cameră și... E mai timidă, dar e o persoană minunată. Așa este. Sper să poată să rămână. Vă felicit pentru felul în care ați luptat, pentru felul în care ați mâncat și pentru faptul că acele bucățele, mă, bucăți mari de ciocolată, probabil undeva mental v-au influențat. Oricum e minunat, și cu ciocolată, și fără, și da, cu ananas, și cu pepene, și fără. Ok, încă o dată vă felicit pe toate patru, am vorbit mai mult cu cele trei, Iza, bravo pe voi. Iar cu toții ne reîntâlnim în arena, stați cu noi. Săraci cei de la Nord, vă spun sincer că mi-e milă de ei, pentru că dincolo de competiție sunt oameni și când îi văd așa slăbiți și nu au vlagă în ei și stau nemâncați, mi-e milă că sunt oameni, e despre umanitate și nu vreau să-i văd chiar atât de rău, dincolo de competiție. Nu știu câți dintre noi, câți dintre băieți ar fi putut să treacă proba aceasta. Noi stăteam destul de sus și nu vedeam exact ce este în farfurie, dar când ne-am apropiat la sfârșitul probei, pentru că bucuria a fost prea mare ca să ne putem stăpâni, când am văzut ce este în farfurie, m-am îngrozit. Ce avem noi aici așa? Ciocolată! Cu alune! Gata, este gata! Fără alune! Luați banii pe prostii, wow! Luați plăcinte la copii! Aia, ia! Coco Jumbo, ce delicatese! Wow! 3, 4... Dar le numărăm 5, la masă 6, ca să nu riscăm, te rog. 9, 10, 11, 12, 13, vreo 15, 16, ceva. Și bucățele mai mici, da. Hai să le numărăm la masă să nu riscăm. Mamă! Dar de ce nu avem ciocolata? Haide, vă rog. Facem un decor frumos. Un decor ca în platou. Nu știu. Papaya, fructul, papaya? Papaya, papaya e mai mare. Fructul pasiunea. Nu, e mangă. Mango ăla, așa. Asta e papaya, mango. Ăsta e porc de copt. Pune-l așa. Așa. Super, elegant. Ce bine arată. Uite ce frumos. Bravo, Argentina! Să fie mândru de tine. Bravo, bravo, eu sunt foarte mândru că m-am făcut așa de fericit. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Îmi pare rău că prima probă a fost... Și măcar ai mâncat fată. Finalul nu a fost pentru mine la prima probă. Dar la a doua a fost pentru tine. Mă, și nu sunt o mâncăcioasă, ca să vedeți. Studicilor. Mâine iară ziua studicilor. Poate mai avem noroc să să se mai facă încă o probă. Așa, sincer, aș fi mâncat tot ce era pe farfuriile alea. No. Mi s-a părut scârbos la un moment dat că a băgat ceva în gură care se... Se mișca, doamne. Nu se mișca, dar ieșea ceva, o zeamă din caracatița aia sau ce era. Și aia mi s-a părut scârbos, dar nu știu. Și fizicul chiar a fost bun. Adică chestiile astea mai atipice sunt destul de interesante. Eu odată am mâncat un kilogram de ficat de rechin. Știi ce bun e? E genial. Mă bucur pentru cei din tabăra cealaltă că mănâncă ciocolată, să le fie de bine, o să prinde energie. Dar Vlădaia noastră se întoarce acasă cu brățara și asta e cel mai important. Nu ne dăm un om pentru o bucățică de ciocolată. Da. Eu le-am spus foarte clar, colegilor mei,
când ești la probă, ești la probă, ești doar tu, orice ți se zice de la margine, orice ai încercat să faci din exterior, nu ai... Nu ai niciun ajutor, nu te avantajează cu absolut nimic. Noi am dat sfaturile pe care am considerat că trebuie să le știe sau la care să fie atente, dar proba a depins de ea. E data viitoare când, nu știu, avem și noi norocul să picăm la ruletă, să... E data viitoare să intre și se simte pregătit. Și cum simți tu, Ileana, că peste două săptămâni o să fii pregătită? Cum o să simți? Presată. Ea nu intra, ea s-a simțit presată că trebuie Ileana, să intre. Ok, nu vreau să mă cer cu voi și nu vreau să... Dar explicăm chestia asta pentru că eu nu pot înțelege a cincea oră când mi-o spui. Nu mă simt pregătită. Când știi că te simți pregătită? Te trezești dimineața și faci așa și zici, oh, gata, astăzi câștig. Sorin, suntem oameni diferiți. Păi da, explică-mi că poate vreau și eu să înțeleg lucrul ăsta. Eu am venit primul și am intrat primul în competiție. Cu mine a început competiția. Eu m-am simțit pregătit atunci sau nu m-am simțit pregătit? E prima oară când, să spun așa, am luat un pic de atitudine în tabăra mea. Sorin nu acceptă și părerea celorlalți. Vrea ca părerea lui să fie bătută în cuie și așa să fie. Spune-mi și mie să știu când să fiu pregătit și să-i spun și la care ne pune pe panou. Vezi că eu astăzi sunt pregătit. Pune-mă! Tu crezi că aici intri la joc când vrei tu sau când te simți tu pregătit? Nu era singura fată care n-a jucat, mai erau fete. Ba deci chiar au rugat-o pe doamna Angela. Tu ai ales, eu am ales, Mihai, Adina a ales cine joacă astăzi? Doamna Angela, puteai să te pui în genunchi în fața lui doamna Angela, să-i pui picioarele și să zici nu mă pune și tot te poate pune. Nu mai contează acum că ideea că jocul a fost făcut. Nu mai doar jucăm când suntem pregătiți. Că nu ești la un meci de fotbal cu prietenii acasă să zici astăzi am chef de fotbal. N-am simțit nici eu, nici ea că este momentul să intrăm în joc. Și nu este o rușine, nu înțeleg chestia asta cu trebuie să intri la joc, că trebuie să joci odată. Mâine o să vezi că dacă ruleta pică seara asta la Sudici, Ileana mâine o să fie pe panou. Îmi pare rău, dar mâine o să fie pe panou dacă ruleta pică la Sudici, pentru că sunteți vizate. Din zvonurile auzite de la Sudici, ele stau degeaba și cumva sunt ochite, să zic, sunt țintite. E punctul pe frunte la amândouă. Important e să căutăm și noi pe cineva să întrebăm dacă își dorește, să mergem mâine cu Nicoleta și să o susținem când își caută un om. Eu dacă aș putea i-aș da o brățară, cam două. Pentru Ileana, unul pentru cealaltă, zic. Dar poate nu e pregătită mâine. Nu, dar ideea e că fiecare decide cum vrea să intre la joc sau că să ține pregătit. Dar nu poți să decizi, știu că nu decizi. Și tu e acum, nu poți să decizi. Da, mă, te duci acolo, ești pe panou, intri la joc. Pregătit, nepregătit, te doare piciorul, te doare spatele. Tu ai fost pregătit de probă? Nu, n-am fost. Păi, dar asta vreau să zic că dacă există șansa de a sta deoparte pentru unii, îi lăsăm să stea deoparte, e problema lor. Păi, dar șansa aia nu decidem noi, nu decidem noi, corect. Dacă Nicoleta îi spunea doamnei Angela să nu o pună, cum pariu că nu o punea? Bine, că nu sunt pregătită. Și ei, doamna Angela o punea? Nu o punea, normal. Ideea e că dacă te duci la un adversar și spui nu sunt pregătit, cu atât mai mult te ia în vizor. Nu o spui în modul ăsta, nu ești pregătit. La în ce mod? Dar de câte ori am spus noi și eu și Sorin că vrem să intrăm? Da, uite, aici eu și niciodată nu ne-am pus. 3-4 zile la rând că vrem să jucăm și le-am dat și premiu și le-am dat tot ce se poate câștiga la runda aia doar să ne bage la joc să jucăm. Și nu am fost puși? De ce? Pentru că era ceartă între ei. Nu, dar ceartă dintre ei nu s-a stins. Dar încă nu mai numai. Este. Dar în momentul în care te duci cu avânt în față. Acum câteva zile când m-am zis că ei se vor sătura de cearta trei și o să ia de la noi. Nu m-a scăzut. Nu, un singur lucru trebuie să înțelegi. Suntem împreună aici, dar fiecare e pe cont propriu. Dacă înțelegi propoziția asta... Dacă înțelegi propoziția. În această seară, Nicoleta a fost pe cont propriu. La fel a fost și eu pe cont propriu, dar a fost și Adina pe cont propriu, a fost și Mihai pe cont propriu. Ideea și mâine urmează să fii și tu pe cont propriu și trebuie să fii pregătit. Hai să facem așa ca să fie toată lumea împăcată. În momentul în care se ia o decizie, vine cineva la noi în camp și ne nominalizează, fiecare face lucrurile pentru discutăm el. Dacă e lucrurile înainte cu seară și... E mai ușor dacă fac lucrurile pentru mine, Eu de ce fac lucrurile pentru toată tabăra? Să ne fie bine la toți. În momentul în care ești nominalizat, ești tu cu tine.
eu dacă stau să fac lucrurile, cum a zis și Carmen și alea, să fac lucrurile pentru mine, păi eu o să trăiesc aici ca în vacanță. O să ajung. Dar eu mă gândesc foarte mult la voi. Da. Și ție nu-ți pare atât de rău după Nico cât îmi pare mie. Zic eu 100% treaba asta. Ileana, de exemplu, vrea să joace mai strategic. Și poate ei convine ideea. Nu, e nu, dar poate ideea îi convine ei de a păstra toată energia pentru mai târziu, când un om are 7 brățări la mână și să-l ia pe ăla la joc și are one shot. Ce energie ai tu mai ai? Și când ăla câștigă mâncare și mănâncă bine și tu stai și mor de foame de o săptămână. Ce energie ai mai târziu? Noi aici trebuie să vorbim în numele nostru, că noi suntem în concurs și noi suntem în tabăra asta. Dar eu ți-am explicat că e vorba nu de energie, că e vorba de poate de strategia ei. Preferă să păstreze. Păi asta zic eu, strategie proastă, părerea mea. Da, dar e a ei și dacă vrea să joace așa... Și eu, dacă văd că un coleg are o strategie proastă, dacă eu eram în misiune și văd că colegul meu zice... A, păi eu nu mă duc prin tufiș, că n-am inamiș, mă duc pe plajă și mă pușcă la în cap. Și eu zic, frate, păi ce vrei, că nu suntem împreună aici, nu? Sorin, trebuie să înțelegi, Doamne! Tu vrei toată lumea să scadă la picioare și toată lumea să fie de acord cu tine. La picioare, nimeni, fiecare, tocmai v-am zis, fiecare faceți ce vreți. Dar vreau să merg cât mai departe cu voi și ascultați-mă și pe mine puțin. Eu, dar dacă nu vrea să înțeleagă, oricât uite, te explici. Uite, te-a ascultat Nicoleta. Ce a făcut Nicoleta? A plecat acasă. Ce m-a ascultat Nicoleta? Să intre la joc. Păi, s-a propus ea? Hai, mă, Sorin. Nu, mă, n-are să ne învinovățim. Vina pe mine. Păi. Deci vina nu e la nimeni de aici. Pentru mine discuția din seara asta s-a încheiat, mâncăm și fiecare face. Păi, dar nu e de vină nimeni. Eu asta încerc să explic. Eu personal consider că... Nicoleta a fost împinsă puțin de la spate să joace. E surprins cât de naiv poate să fie unii colegi să se creadă că Nicoleta a pierdut din cauza mea sau din cauza spuselor mele, cuvintelor mele când am zis astăzi că mi-ar plăcea ca toată lumea să concureze. Da. Să o gândim clar dinainte, eu zic o seară tot, și tot să decidem noi. Da. Să luăm ca pe o învățătură exact. De minte, asta, da. Să ne acceptăm așa cum suntem, fără să venim cu sfaturi, ar trebui să fie așa, ar trebui să fie altcumva, ar trebui și să ne acceptăm așa cum suntem dacă vrem să ajungem departe. Dacă nu, în stilul ăsta o să ne destrămăm toți. Dar nu destrămă nimeni, fiecare pe contul propriu. Păi și nu înseamnă tot aia. Uite, de exemplu, eu ți-am zis ieri vreodată, Sorin, intră tu mâine la joc, ți-am zis eu Ileana. Eu am vrut să intru fiecare zi la joc. N-aveai de ce să-mi zici. Și eu am zis că vrem și trebuie să intrăm la joc. Te-am zis eu ție vreodată că trebuie să intri. Păi da, trebuie să intrăm la joc și ți-am zis. Nu, eu te-am întrebat. Nu, eu te-am întrebat dacă eu Ileana ți-am zis ție vreodată. Nu poți să-mi zici din moment ce eu ți-am zis că fiecare zi vreau să joc. Nu poți să-mi zici lucrul ăsta. De în moment ce eu am zis deja lucrul ăsta că vreau să joc. Ea doar încearcă să-ți explice că ea nu a spus ceva, ea nu și-a însușit voința ta. Nu a simțit foamea. Înseamnă că nu a simțit lipsa mâncarei. Păi cum nu are? Na, uite, de acum încolo nu mai facem niciun trending. Stăm toată ziua așa. Și să vedem ce mâncăm. Ea vrea să-ți explice atunci... că ea niciodată nu a decis față de persoana ta. Păi și eu nu am decis față de... Ea a zis, vreau să jucăm și mi-ar plăcea să jucați, adică nu v-am obligat. Ea acum simte că fie ea, fie Nico, da. A fost oarecum nominalizat din între ghilimele. Mea. Nu, ba, da. Din cele spuse de tine, nu din cauza ta, din cele spuse de tine. Spuse de mine, adică din cauza mea, hai să nu mai dăm la o politică, da, să lăsăm dar nu e, dar tu nu ești de vină. Dacă așa vrei să înțelegi lucrurile, așa facem. Dacă nu vrei să fim o echipă și nu vrei să facem... Păi noi vrem, că noi de asta discutăm aici. Că nu se poate, uite, nu vreți. Bună seara, spun atât, ce zi? N-am mai trăit de mult așa ceva. O rundă decisivă. Greu, mi-e greu și acum să-mi găsesc cuvintele. O să vorbim și despre asta. O să mergem să aflăm care va fi soarta lui Armin și apoi o să învârtim aici ruleta din nou. Dar până atunci să începem discuțiile și să mergem în tabăra de nord un pic. Ileana, le-ai spus colegilor mei că Sorin e cel care a împins-o pe Nicoleta la să se propună. Când a venit doamna Angela, când ne-a întrebat... Sorina a vorbit în numele grupului și a spus că noi suntem pregătiți de luptă. Și consider că acolo nu a fost corect, trebuia să vorbim fiecare pentru fiecare. Nicoleta, tu ai spus ceva? Ai spus, Angela, vreau să particip? Nu am fost de față când a venit doamna Angela, de aceea nici n-am avut dreptul la opinie.
dacă vreau sau nu să particip, dar așa a fost să fie. Sorin? Ultimul cuvânt. Ai vorbit în numele tuturor? Nu am vorbit în numele tuturor, să zic, că nu suntem sau suntem pregătiți. Eu i-am spus la doamna Angela că mi-ar plăcea să aleagă concurenți care nu au participat niciodată. Din cei doi, Ileana și Nicoleta, a fost Nicoleta cea aleasă. Nu am spus în mod direct că noi suntem pregătiți, vrem să luptăm. Dimpotrivă, am spus că noi am tot vrut până acum și nu am fost aleși, nu mai vrem, și să aleagă jucători, să dea ocazia și jucătorilor care n-au jucat să vadă ce înseamnă adrenalina, să vadă ce înseamnă jocul. Și cu ce sunt eu de vină că ales-o pe Nicoleta, nu știu. Bun. Înțeleg punctul tău de vedere. Dar, pe de altă parte, când ai discutat cu Angela, Nicoleta nu era acolo. Nu era Nicoleta, nu era trezită, de fapt. Restul grupului a fost acolo. Nu a zis nimeni că nu ar fi de acord sau nu a schițat nimeni nimic. Plus de asta, un lucru care l-am și specificat în seara asta, Ileana nu vorbește. Chiar dacă ea are o opinie, în momentul în care vine cineva să întrebe vreți sau nu vreți, ea nu zice nici da, nici nu, nu spune nimic. Să-și asume dacă a făcut lucrul acesta. Adică dacă tu nu vorbești pentru tine și ți-asumi să vorbească altcineva, asumă-ți și ce spune acel cineva pentru tine. Ileana, așa e? Da, într-adevăr, eu nu prea îmi dau cu părerea despre altcineva sau nu am divergențe cu colegii. Bun, tu, Sorin, crezi că trebuia să intre Nicola la luptă? Eu nu cred că trebuia să intre cineva la luptă, să spun așa. Le-am spus și lor, decizia e la ruletă și pe cine alege ruleta. Nico tot zâmbeai când vorbea, Sorin. E ceva ce-mi scapă? Nu, n-ar fi nimic. Nu. Nu, are dreptate. E ok. Eu le-am mai spus ceva, cred că acum 2 zile, în momentul în care eram la focul de tabără și am renunțat la ideea de a ne mai autopropune, pentru că am văzut că nu ne alegem, am zis, ce va fi, va fi. Dacă vom fi aleși, vom fi aleși. Și în același timp le-am spus și lor, adică eu nu ascund nimic, nu mint, vreau să vă văd la joc, vreau să intrați și voi la joc, vreau să vedeți și voi cum e jocul. Și nu doar așa, adică nu doar vreau Nico să te duci jos sau vreau Ileana să te duci jos sau Mihai, am spus vreau să veniți cu mine la joc, adică eu împreună cu Nico intrăm la joc, după aceea eu împreună cu Ileana intrăm la joc, adică și eu în același timp cu ele să nu le las singure sau să le las singur pe Mihai. Bun, hai să ne spună și doamna Angela cum a stat situația. Angela... Bună seara, Cosmin. Bună seara tuturor. Tu ai avut o discuție cu Sorin și vreau doar să înțeleg ce ai dedus tu, ce ai priceput tu din conversația pe care ai avut-o cu Sorin. Tu ai înțeles că atât Ileana cât și Nicoleta vor să participe? Nu, am înțeles destul de bine ce a spus Sorin, că să participe și cei care nu au mai participat la concurs. Ghinionul, ce să zic, a fost să fie Nicoleta. Bine, mulțumesc mult! O să vedem acum ce emoții o să mai trăim. Alături de Armin, pe care îl invit lângă mine, și el un suflet bun, un suflet frumos. Vom vedea dacă Armin rămâne până la urmă aici, pe insula de 1 milion, sau pleacă acasă. Cum ești cu sănătatea? Foarte bine, foarte bine. Ești bine, da? Cu sănătatea. Sau exemplar în acest moment, dar uite, pe mine în acest moment m-a doborât foarte tare dorul de soția mea și dorul de casă. Trebuia să vină și momentul ăsta, nu doar... Nu credeam că voi ajunge în acest moment să-mi fie atât de dor de soția mea, credeam că voi fi doborât de boală. De boală. Da. Am înțeles că ai stat, mă rog, destul de mult timp singur astăzi. De 2 zile, într-adevăr, stau singur. Până acum nu am avut niciun vis, dar de 2 zile, când am visat-o pe soția mea tristă și supărată, din acel moment, eu cred că, nu știu, mi-am dus la capăt cu ce am venit aici pe această insulă. Adică să-mi îndeplinesc visul, să pot rezista
în aceste condiții extreme pe care noi, după cum se văd, cred, la televizor, sunt foarte, foarte grele. E momentul să rostesc întrebarea, Armin. Este cineva de pe această insulă, de pe insula de 1 milion, care vrea să-l salveze pe Armin? Și eu ceva. Armin, am vorbit cu cei din tabăra vesticilor, cei din tabăra nordicilor, cu colegii noștri din familia noastră, ca să spunem așa. Știu că nu te așteptai să se ridice cineva, dar ești un om deosebit, un prieten minunat. Între noi trei s-a creat o conexiune extraordinară și merit să fii salvat. Însă, de ce ne-am ridicat noi în picioare? Cu toții vrem să-ți urăm sănătate, ție și soției tale, Claudia, să dea Dumnezeu să vă împliniți visul, să deveniți părinți cât mai devreme. Și să știi că noi te iubim. Am avut emoții foarte mari când a început Filip să vorbească. Și mă bucur că m-au lăsat, adică m-au ajutat să ajung în acest moment și din acest moment să schimb acazul și să merg la soția mea acasă și să îmi îndeplinesc și acest vis. Bravo! Mulțumesc mult! Dacă m-a ajut, bineînțeles că fetele și-au dorit foarte mult să aibă o amintire din partea mea și trebuie să le ofer... Oferă-le! Cât e un tricou? Dar nu l-a aruncat! De la așa! De la așa! De la așa! Adevărat! Uite, am aici verde pentru Iza. Vai, mulțumesc, Armin! Mulțumesc. Unul de culoare portocalie pentru Guriță. Și bineînțeles, unul pentru să nu mă dezbrăcați de tot, chiar dacă mie așa îmi place să merte soția mea acasă. Asta este Arminicoară. Showman Arminicoară. Și unul pentru, bineînțeles, pentru prietena mea cea mai... Adică, cum să te numesc, Floricuța, de ești prietena mea bună, acolo din țara Oașului, izbeară țara Oașului, că oșanul acasă nu-i. Și pentru tine, asta mi-l lăsați mie, dacă îmi permiteți. Să dai și eu la no, doar, nu, nu, nu putem, nu e trecut de miezul nopții. În jos, în jos, în jos, în jos, în jos, în jos. Dragilor, nu este trecut de miezul nopții și nu ne putem dezbrăca la vârstul gol. Nu vreau să plec fără să mulțumesc lui Jaguar, pentru că el a fost alături de mine, dacă pot spune, toate momentele. Și îi mulțumesc din tot sufletul. Jaguar, îți mulțumesc. Iar nu în ultimul rând, dacă se poate să vină aici lângă mine, sau dacă chiar să vină amândoi, Filip, Alex Filip și Jaguarul, dacă îmi permiteți, sigur, să îi îmbrățișez. E momentul despărțirii. Alex. Îți mulțumesc din mult de tot, din suflet, și vreau să spun și de cer. Uite ce! Trei Armin! Ok, îți mulțumesc, vino și la mine. Mi-a făcut plăcere. Drum bun! Mulțumesc mult de tot! Uite, ia-ți sacou. Ai zis că nu vreau să-ți iau. Și în direcția aia te duci. Du-te acasă, cum zic eu, umblă sănătos cu Dumnezeu. Doamne ajută! Armin! 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 Armin!
Experimentul sale se încheie pentru Armin Nicoară. Nu am absolut niciun regret, dar într-adevăr mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe în această competiție. Insula de 1 milion o părăsesc foarte bogat, chiar dacă nu am plecat cu premiul cel mare, dar am cunoscut niște oameni care m-au făcut foarte bogat sufletește. Ne-am despărțit de încă un concurent aici pe insula de 1 milion. E vorba de Armin, dar voi mergeți mai departe. Ajungem la momentul, nu știu dacă e favorit pentru voi sau nu, dar mie îmi face mare plăcere să învâr din nou la ruleta. 1, 2, 3, ai, ai, ai! Ce număr ai zis? 18. Nu văd 18! Cine? Nu mă așteptam să fiu ales de ruletă. Asta o spun cu convingere datorită faptului că nu am, să spunem, norocul ăsta de obicei. Cristi, ai fost la joc, ai câștigat, acum ești liniștit, măcar așa, o zi, cum spun eu. Oarecum. Dar de ce zici oarecum? Oarecum, este o responsabilitate destul de mare să faci nominalizări. Așa o vezi? Eu așa o văd. Te gândești să concurezi din nou? Este posibil. Pe bune? Este posibil, da. Sunt interesant. Un luptător, un jucător, de ce nu? Ok, îți mulțumesc. Și eu mulțumesc. Du-te, odihnește-te, gândește-te bine. Da. Sper să ai o noapte liniștită. Repet, la cum te cunosc, cred că așa o să fie, fiind un om echilibrat. Da. Și eu unul, la fel și cei de aici, dar și cei de acasă, abia așteaptă să afle pe cine vei nominaliza. Da. Du-te și odihnește-te. Bine, mulțumesc. Seară bună. A plecat în alergare ușoară și eu abia aștept să văd pe cine va nominaliza. Aceasta a fost arena din această seară. Încă o zi s-a încheiat cu multe povești, cum o să mai scriem împreună, mai mult voi decât mine, aici, la insula de 1 milion. Noapte bună, odihnă plăcută și jucați cu tare! Să-i poți mulțumi pe absolut toți este imposibil. Prima mea opțiune, vă zic din start. Chestia asta cu grupul e doar o chestiune de timp cât va mai ține. Pentru cine e echilibrul ăsta? Că clar nu e pentru noi echilibrul ăsta. Sunt foarte, foarte supărat. Asta nu poate să însemne 50% decizia lui și 50% a grupului. E clar, fără să participăm, eu zic că e greu să supraviețuim aici. E de ignorarea grupului. Nu le plac derapajele de acest gen. Preferă să creadă că se deține controlul grupului, dar uite că nu este așa. Jocul acesta la final va fi câștigat de strategie. N-au învățat jocul. Mi se pare că încă nu-și dau seama cum se joacă acest joc. Dar este un joc individual aici, nu este un joc de echipă. Da? Iată, zarurile au fost aruncate. Se înceapă show-ul. Nu mai am aceeași motivație să trag pentru toți. Eu o să murim de foame. Ea nu a venit aici să joace și că nu vrea să joace.
Dacă atât de rău îți pare de Nicoleta, oferă-i brățara ta. Mulțumesc! Nu-i pasă lui Mihai nici de Ileana, nu-i pasă lui Mihai nici de Nicoleta, nu-i pasă de nimeni, îi pasă strict de el. Nu are niciun sens, efectiv. Sunt niște vorbe goale pe care vii și le spui aici, nu ne interesează. Tu-i drum acasă! N-ai venit în vacanță aici! Ai înțeles? Acum? A fost mai mult de atât, dar e ok. Ce a fost mai mult? Ce să faci seama și cum poți să vii tu să ne întrebi pe noi ce strategie avem? Cum poți să-ți imaginezi că am putea discuta cu tine despre așa ceva sau cu oricare? Adică o să afli atunci dacă ești nominalizat sau nu. Adică nu ești sănătos. Există cineva dintre voi care vrea să o salveze pe Nicoleta?